Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am onoarea deosebită de a sta de vorbă cu domnișoara doctor pediatru, care este o prietenă foarte bună, Agnes. Agnes, bine ai venit! Domnul Iisus, te binecuvinteze! Bine te-am găsit! Ce faci, cum ești? Sunt bine, mulțumesc de întrebare! Mă simt onorată și acopleșită de invitația ta și de faptul că pot să fiu astăzi aici. Te rog frumos să mă crezi, asta vorbeam și cu soția mea. Ne bucurăm și eu și soția mea mult că ai putut să vii și e fain că n-ai prieten la masă, să stăm de vorbă. Obișnuiesc să pun întrebarea asta la toți și mă gândesc că ai ascultat podcastul. Cum te-ai descrie tu în două, trei cuvinte pentru cei care nu te cunosc? De obicei, știi, la podcast-ul, la emisiune, să fac fel de fel de introduceri. Nu îmi place să fac introducerea despre mine. Vreau să văd cum te-ai descrie tu. Este o întrebare foarte dificilă întotdeauna, nu pentru că n-aș ști cine sunt sau în cine mi-a ancorată identitatea, ci pur și simplu pentru că nu-mi place să vorbesc despre mine. Eu mă numesc Agnes, sunt copil de Dumnezeu, primul rând. Sunt închinător, de profesie sunt medic, în același timp sunt și pe jumătate, să zic, pe jumătate artist, pentru că n-am o diplomă completă în sensul ăsta, n-am făcut toate cursurile aferente ca să pot să iau, să câștig diploma asta. Sunt un om care îl iubește pe Dumnezeu, care iubește oamenii, care simte împreună cu ei și care își dorește tot mai mult în fiecare aspect al vieții să se semene tot mai mult cu Hristos, mai ales în dragostea de oameni. Mi se pare că ăsta e practic cel mai complex domeniu în care tot timpul ai de lucrat, niciodată nu-i de ajuns, niciodată nu faci suficient de mult. E atât de fain lucrul ăsta și spun și de ce. Unii când te văd pe tine ca fiind doctor, ai halatul pe tine, spun doamna, domnișoara, doctor, nu știu cum așa, dar ai spus un lucru de care vreau să mă iau, că e foarte, foarte fain, dragoste de oameni. Să vezi, am fost recent în spital cu Chris, biserica, au știut de ce au fost oameni care s-au rugat pentru noi, că s-au ars cu apă clocotită. Și mi-a fost dat să văd doctori care iubeau oamenii, nu te tratau ca pe un robot, și doctori care literalmente se uitau la tine ca la felul 16. Și am zis, băi, ce important e ca în profesia în care cineva o are să vadă că iubește oameni, mai ales tu ești doctor. Zicea odată cineva că doctorii sunt mâinile lui Dumnezeu, care literalmente îi ajută pe oameni. Hai să spun cum te-am văzut eu pe tine. Când am ajuns în biserica Betel, te-am văzut în față cântând împreună cu soția mea și mă uitam așa și am fost foarte încurajați de modul în care cânt. Și am zis, bă, sora asta este cântăreață, clar, nu știu cum. Dar să aflu că ești doctor, mai rar mi-a fost dat să văd doctori care nu numai că cred în Dumnezeu, dar care sunt foarte autentici în relația lor cu Dumnezeu și spun clar, da, sunt doctor, cred în lucrul ăsta, pentru că asta îl fac, așa îi ajut pe oameni, dar cred că am darul ăsta de la Dumnezeu și cred că Dumnezeu există și Dumnezeu mă folosește. Și aș dori să te întreb acum, Agnes, pentru cei, mă gândesc că sunt oameni care te cunosc pe tine ca fiind doar doctor, oameni care acum te ascultă, povestește-mi puțin despre trecutul tău, de unde vii tu, cum te-ai întors tu la Dumnezeu, viața ta, dacă ai putea să ne spui. M-am născut în Bârlad. Asta vine județul Vaslui, pentru cei care nu știu. Deci, practic, sunt moldoveangă ca și origine. Deci, sunt aici la masă doi moldoveni. Da, eu sunt ieșan. Și eu sunt puțin din mai josul hărții. Și m-am născut într-o familie creștină. Noi, practic, la bază am fost creștini după Evanghelie și până la 18 ani, când am început facultatea, am mers constant și cât am fost acasă la ai mei, am mers constant la Biserica de Creștini după Evanghelie.
am fost foarte implicată în slujire încă de când am fost mici. Tot timpul, știu că și părinții ne luau cu ei la repetiție, la cor, pe fratele meu și pe mine, și noi, chiar dacă nu cântam împreună cu ei, noi am fost practic tot timpul expuși contextului ăsta muzical, contextului de închinare în biserică. Și după aceea, când am mai crescut și fratele meu și eu, ne-am ocupat de partea de închinare în biserică, la un moment dat și de grupul de tineri care era acolo în biserică. Și practic copilăria mea e foarte strâns legată de biserică, pentru că mare parte din amintirile pe care le am sunt legate de biserică. Noi eram prezenți acolo în fiecare duminică, nici nu se punea problema să lipsim decât dacă unul dintre noi era bolnav sau se întâmpla să fie o altă situație. Inclusiv joia seara, la ora de rugăciune, din nou eram acolo prezenți. Încă de când eram mici copii, părinții tot timpul ne luau cu ei și am crescut cu gândul ăsta că nu sunt de neglijat întâlnirile bisericii, fie că sunt ele de rugăciune, fie că sunt întâlniri publice, ci e important să fim prezenți acolo. Ce e foarte interesant, că deși eram așa de activi în biserică și eram așa de prezenți, totuși îmi dau seama că practic o foarte mare perioadă de timp din viața mea nu a fost, n-am avut o relație autentică cu Dumnezeu, ci pur și simplu știam că așa m-am născut în credința asta, în obiceiurile astea și așa și merg înainte. Cred că deși nu am conștientizat și nu am verbalizat lucrul ăsta decât după ce m-am întors cu adevărat la Domnul și am înțeles partea asta, că de fapt e nevoie de mai mult decât a merge la biserică să poți să ai o relație cu Dumnezeu, și nu ești mântuit prin faptul că te naști într-o familie de pocăiți, cum s-ar zice, ci ești mântuit prin credința în Iisus, printr-o relație reală pe care o ai cu Trinitatea. Și personală, relația cu Iisus de la și părinți absolut, nu da. Se trimite automat. Absolut, absolut. Și atunci, deși au fost pe parcursul copilăriei anumite experiențe pe care le-am avut cu Dumnezeu, rugăciuni la care mi s-a răspuns, toate lucrurile s-au făcut să mă apropie încet, încet de Dumnezeu și să mă determine să iau o hotărâre în a-L urma pe El. Dar acum, uitându-mă în urmă, nu știu cât de bine am înțeles în momentul în care am luat hotărârea să fac botezul, să fac legământ cu Dumnezeu. Nu știu cât de bine am înțeles, de fapt, ce presupune a face legământ cu Dumnezeu. Cumva, ce mă gândeam că... Ok, înainte să plec la facultate din Bârlad, într-adevăr îmi doresc să fac pasul ăsta, dar cred că undeva în spatele minții mele era și gândul ăsta că dacă o să fac pasul ăsta, sigur o să mă protejeze de anumite anturaje greșite sau o să mă protejeze de a merge departe, de a rătăci de Domnul. Dar sigur că scopul botezului nu e ăsta și... cine face legământ cu Dumnezeu nu face legământ ca să, nu știu, așa ca pe o amuletă, ca pe un talisman pe care să poate să îl afișeze în fața ispitelor sau provocărilor pe care le întâlnește în viața de creștin. Astfel că eu am luat decizia de a mă boteza după ce am plinit 18 ani. Parțial și pentru că până atunci părinții mei spuneau că ok, deși aș fi vrut mai repede să iau decizia asta, îmi spuneau nu, că trebuie să aștepți până când mai trece un pic de timp, trebuie să pricep cu adevărat ce înseamnă legământul ăsta și nu doar așa să-l faci ca să știi că ai făcut. Și am avut experiența asta. Eu mi-am dorit să fac medicină din practic toată copilăria mea, am crescut cu gândul ăsta că eu o să fiu medic și în momentul în care
am ajuns la momentul acela în care să știu ce facultate să-mi aleg. Știam deja că o să merg la medicină, sigur că m-am pregătit cu un an înainte. Trebuia să învăț pentru admitere, că la facultatea de medicină încă se dă admitere și examenul e destul de greu, e concurență destul de mare pe locuri. Aveai cartea aia cu fel de fel de întrebări, cu grilă? Da, da, și știu că am tot făcut întrebările alea și știu că... Îți spun ceva foarte șocant. Da. Și am dat la medicină și am intrat la medicină. Și cum de nu suntem colegi? Nu a fost voia Domnului pentru viața mea. Am zis că păstrez lucrul ăsta pentru mine și doar cei care ne ascultă. Dar asta, eram curios dacă și atunci când ai dat tu, știu că era o carte așa groasă și avea o fel de fel de variante și memorai și după aia când dădeai test, tu vedeai și se puneau întrebările amestecate. Da, deci... Dar doar că nu era suficient să memorezi doar... practic întrebările în sine, ci trebuia să și știi materia, da, ca clar, să poți să răspunzi la întrebările respective. Și nu a fost ușor, se știa atunci că la Cluj e cea mai grea admitere din România, pentru că era singura admitere unde erau exclusiv întrebări cu mai multe variante de răspuns. Okay. La celelalte universități exista și varianta de un singur de întrebări, da, cu da, un singur răspuns și așa. La Iași, unde am dat, erau foarte, nu, foarte puțin, erau câteva care aveau răspunsuri multiple, da, dar erau și care aveau un singur răspuns. Deci deja vedeam, ok, asta este și mergeam mai departe. Poate că am eu informația eronată, dar în sensul ăsta, oricum, prea puțin contează. Ceea ce vreau să subliniez este că a fost un examen greu pentru stadiul în care eram atunci și... Pentru că așa de mult m-am rugat, pentru că îmi doream foarte mult să pot să intru din prima și îmi doream să intru la buget și să încep să lucrez la visul ăsta pe care l-am avut. Și știu că nu aveam decât o singură șansă, adică eu nu mă pregătisem să dau admiterea la mai multe facultăți, la mai multe universități din România. Era o singură șansă pe care o deam și dacă nu luam examenul respectiv, ar fi trebuit să stau un an acasă. Și știu că am luat din prima, așa de mult m-am rugat în perioada aia și cumva așteptam răspunsul Domnului și așteptam să văd mâna lui la lucru și... când am văzut felul în care o răspuns într-un mod foarte frumos, a fost cumva un lucru determinant în decizia mea de a mă boteza la momentul acela și decizia mea de a-L urma pe Dumnezeu. Am văzut că a fost credincios și că a răspuns rugăciunii astea. Dar din nou zic, nu pricepeam eu foarte mult ce înseamnă în adevăratul sens al cuvântului legământul cu Dumnezeu. Astfel că am ajuns în Cluj, eram primul an de facultate, nu știam pe nimeni în Cluj când am venit, adică pot să zic că aveam prieteni aici sau măcar neamuri în departate, nu știam pe nimeni. Am cunoscut oameni doar după ce am ajuns aici și m-am văzut singură într-un oraș așa de mare și în același timp eram foarte încântată de... ideea asta de a o lua de la început într-un oraș complet necunoscut, să-mi fac prieteni noi, să pot să mă integrez într-un mediu nefamiliar. Eram foarte încântată de bisericile din Cluj, pentru că eu am crescut într-o biserică foarte conservatoare și a fost mereu în inima mea dorința asta de libertate, inclusiv în sensul ăsta... Înțeleg. Religios și știu că era foarte important pentru mine închinarea în biserică atunci și îmi doream să fie un loc unde se poate cânta cu multe instrumente și să fie frumos, să putem să ne manifestăm exprimare în închinare. Autentică, da. Da, da, da. Și era un tânjet al inimii mele pe care nici măcar nu știam să-l exprim până atunci și nu știam de fapt de unde vine. Dar odată ce am ajuns în Cluj și am... început să-mi fac prieteni noi, încet, încet am început să mă depărtez de Dumnezeu, nu mai rugam, în fiecare zi cum obișnuiam să o fac, nu mai citeam Scriptura așa cum obișnuiam să fac și având în vedere oricum că a fi la facultate de medicină îți ocupă foarte mult timp din viață și nu ai aceeași cantitate de timp pe care o are un student la o altă facultate. Nu. Asta nu înseamnă că... Câte ori din zi învățai? Păi,
viața mea se învârtea în jurul cursurilor și în jurul bibliotecii, la care petreceam practic după amiezele. Era nevoie de foarte mult timp pentru a învăța, plus că dintr-o dată era o cantitate foarte mare de materie pe care trebuia să o învățăm, lucru cu care nu neapărat eram obișnuită până atunci. Pentru că dacă este să compari materia pe care ai de învățat în liceu cu ceea ce ai de învățat în facultatea de medicină, nu se compară. Da, da. E cu totul altă. Mama mea a făcut tot așa medicină generală și vedeam pe masă ei cum avea literalmente cărți atât de groase, da. Și spunea că stau puțin să învăț. Ce însemna puțin? Puțin însemna după cursuri, cum spuneai tu, până la ora 3 noaptea, pe aia următoarea zi și trebuia și să lucreze și da. Nu e pentru oricine. Da, cred că e nevoie de o încredințare puternică, cum că chiar trebuie să faci lucrul ăsta ca să poți să-l duci la sfârșit, pentru că e foarte multă presiune la mijloc, sunt multe lucruri la care trebuie să renunți ca să poți să te aliniezi cerințelor facultății și și concurență mare, comparația asta continuă între colegi. Da, da, având în vedere că oricum nu aveam foarte mult timp la dispoziție, cum am mintea mea, consideram că e mai important să mă odihnesc ca să fiu aptă să învăț decât să stau să mă rog mai mult sau să sau să citesc din scriptură, plus că nu, cum să zic, nu neapărat, era clar că nu consideram că e o parte vitală din viața mea dacă am putut să renunț atât de ușor în momentul în care lucrurile au început să fie un pic mai aglomerate și mai dificile. Și lucrurile s-au simțit foarte puternic în viața mea spirituală, pentru că, deși continuam să merg la biserică și continuam să fiu implicată, știu că pe atunci eram implicată la cor, mergeam la cor, și deși continuam să fiu implicată, eu știam că trăiesc o viață duplicitară. Adică îmi era, și acum sunt uimită de cât de ușor îmi era să rostesc lucruri și să zic că da, eu sunt creștină și să pun numele Domnului în sus, numele Domnului în jos, când eu de fapt în inima mea știam că am răutate, știam că pe aici pe acolo nu m-ar fi deranjat dacă mi s-ar fi ivit oportunitatea de a copia, de exemplu, sau dacă aș fi mers într-un club, din nou nu m-ar fi deranjat, deși tot timpul am simțit că locul meu nu e acolo. Și e foarte interesant lucrul ăsta. Că știam că mă simțeam ca o intrusă în viața asta. Practic, în perioada respectivă aveam mai mult prieteni de la facultate, prieteni care majoritatea dintre ei nu erau creștini. Și lucrul ăsta s-a simțit foarte puternic în viața mea, pentru că foarte mult influențează cercurile de prieteni. Anturajul mai devreme sau mai târziu, da, ajungi ca el dacă exact. Fie că e bun, exact. Fie că e rău. Exact. Da. Și atunci, eu trăiam viața asta duplicitară în care, da, mergeam la biserică, dar în același timp eu nu eram așa cum ar fi trebuit să fiu. Relația mea cu Dumnezeu nu era una autentică și interesant că în același timp, și asta e din cauza legământului pe care l-am făcut cu Domnul, în același timp Domnul a pus dorința asta în mine de a-L cunoaște mai mult. Și știu că am făcut o rugăciune foarte periculoasă la un moment dat și așa, în duplicitatea aia pe care o trăiam eu, știu că i-am zis Domnului la sfârșitul unui an, urma să, chiar era țara de Revelion, atunci urma să înceapă un nou an, și chiar am zis, Doamne, eu vreau să te cunosc mai mult în anul ăsta. Ei, de atunci viața mea a început să iau cu totul altă întorsătură la care nu m-aș fi așteptat vreodată până atunci. Că, practic, în momentul în care tu ceri să cunoști cine e Dumnezeul atotputernic, Dumnezeu îți arată cine e, nu se lasă mai prejos. Și deși unor oameni Dumnezeu li se descopere inițial ca fiind un Dumnezeu foarte iubitor, un Dumnezeu al mângâierii, un Dumnezeu care alină în orice circunstanță, cum
mi s-a descoperit mie atunci după ce am făcut rugăciunea asta, mi s-a descoperit ca fiind un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu care îi curat, care nu poate să vadă păcatul, care nu poate să coexiste împreună cu păcatul și care urăște duplicitatea și lipsa asta de, de a fi real. Că nu vine, lipsa de autenticitate. Exact, lipsa de autenticitate. Mulțumesc frumos! Și Dumnezeu începea prin oamenii din jurul meu. O pus special oamenii în jurul meu care să îmi arate cine sunt eu de fapt, care sunt lucrurile cu care mă confrunt și faptul că am trăit foarte multă vreme în niște minciuni și într-o idee despre Dumnezeu care nu era real. Adică eu îl vedeam, chiar deși făcusem legământ cu Dumnezeu, îl vedeam pe Dumnezeu ca fiind, da, Dumnezeu nu e așa de drastic, da, Dumnezeu nu pedepsește chiar așa de tare oamenii. Adică, mamă, chiar nu eu o să fiu omul ăla care o să ajungă în iad dintre toți. Sigur o să se îndure Domnul de mine și o să fie bine până la urmă. Și modul ăsta de a gândi e un mod extrem de destructiv. Pentru că lasă portițe păcatului foarte, așa, întredeschise, dar prin care păcatul foarte, foarte ușor poate să-și facă loc. Și cred că ăsta a fost primul lucru pe care Dumnezeu l-a demontat, faptul că Dumnezeu e sfânt, El nu tolerează păcatul și oamenii care se apropie de El nu se pot apropia oricum. Și tu nu poți să spui că ești copil de Dumnezeu și că să-L numești pe El ca tată și în același timp să trăiești o viață de duplicitate în care poți să fii și lacom, poți să fii și necinstit, poți să nu ții cuvântul, poți să fii mincinos, poți să fii cât de ipocrit se poate și în același timp tu să spui că sunt creștin și să ne batem cu pumnul în piept că, da, noi suntem copii de Dumnezeu. A urmat o perioadă foarte, foarte grea pentru mine. Le-a fost începutul unei depresii pentru mine, pentru că înțelegeam cine-i Dumnezeu, înțelegeam că El nu tolerează păcatul, în același timp înțelegeam că eu am o responsabilitate cu atât mai mare cu cât eu am făcut legământ cu El și nu puteam să tratez oricum relația cu El și practic să trăiesc ca cei din lume, dar eu să spun că sunt copil al Lui. Și având lucrul ăsta în minte, am trăit luni de zile cu gândul că Dumnezeu nu mă mai poate ierta pe mine și că faptul că le-am prezentat colegilor mei din lume o imagine atât de eronată a Lui, că nu se mă poate, credeam că nu se mă poate ierta pentru lucrul ăsta. Și foarte interesant că diavolul și are grijă să te aducă înaintea ochilor exact versetele alea care vorbesc despre faptul că okay, pentru păcatul cu voia nu și mai există timpul, iertare. Și tot timpul scoase din context. Și tot timpul scoase din context. Oare este iertare, oare cu adevărat, da. Și am simțit în lunile alea greutatea asta extrem de mare a gândului că ok, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Și atunci, dacă Dumnezeu nu mă poate ierta, ce sens mai are să trăiesc? Adică ce sens are viața asta? Adică o să trăiesc, o să fiu cât de bună pot și dacă de astăzi înainte o să fac totul fără pată înaintea lui Dumnezeu, eu tot nu să mai pot fi iertată pentru că o să am păcatul ăsta cumva înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și a fost foarte greu, foarte, foarte greu în perioada respectivă. Practic, trăiam o viață fără speranță și pentru că trăiam o viață fără speranță, lucrurile s-au început să mă afecteze foarte tare. Am început să performanțele mele la facultate au început să scadă. Am început să lipsesc foarte mult de la cursuri. În perioada respectivă, concomitent cu perioada asta de depresie pe care am avut-o, s-a întâmplat să fiu și într-o relație cel puțin toxică și cumva și de acolo erau elemente care contribuiau foarte mult la starea asta pe care o aveam.
că mi se spunea constant că, mi se spunea și de mami din exterior, că nu mai am nicio șansă, că Dumnezeu nu mai poate să mai ierte stilul ăsta de viață pe care l-am avut. Da, wow. Da, și din cauza faptului că am lăsat oamenii nepotriviți să aibă eco în viața mea, vocile lor, din cauza asta am ajuns să fiu practic în depresia aia, care nu a fost genul ăla de lucru, mă simt puțin deprimat. Aici vreau să te întreb, nu-ți uita gândul, cum se manifestă o depresie? Și îți spun de ce pun întrebarea asta, nu știu că ai trecut vreodată pentru o depresie, dar astăzi când aud oameni care spun, mă doare cap, I'm so depressive, nu știu cum. Când am început să citesc puțin, spunea cineva o definiție foarte interesantă, depresia este ca întunericul de după întuneric. Altcineva spunea, depresia este ca și cum ai fi în iad pe pământ. Vreau să te întreb pe tine, cum s-a manifestat depresia? Sunt foarte interesat. Cum s-a manifestat la mine sau care e definiția medicală? Nu, bine, medical, știu, în viața ta, ce însemna depresia? În viața mea a fost în primul rând lipsa asta de speranță, faptul că până în momentul acela, așa ca și natură, sunt un om foarte optimist. Eram mereu veselă, tot timpul bine dispusă, că mai sigur că mai erau momente în care... Așa, outgoing, exact, sociabilă, da. Și practic, lipsa asta de speranță că, ok, eu ce fac cu viața mea? Adică eu știu că credeam în continuare în Dumnezeu și credeam că El e suveran și credeam că e atâta de suveran încât El deja mi-a hotărât soarta și că eu nu mai am nicio șansă înaintea Lui. Lipsa asta de speranță, tristețe, mă gândeam că nu mai am niciun viitor, mă gândeam că cine o să vrea să mai aibă de-a face cu mine? Mă uitam la... și mă gândeam că cei din biserică au tot văzut comportamentul ăsta al meu din ultimii ani și nu mi-au zis nimic, pur și simplu m-au lăsat așa să trăiesc în întuneric și mă gândeam că ei nu o să vrea să mai aibă de-a face cu mine. Foarte multă oboseală, durere articulare. Am avut foarte mult timp durere articulare, dar deci afectează și trupul. Da, absolut, absolut. Ok. O senzație permanentă de greutate pe care o purtam pe mine. Am erat desfigurată fața de tristețe și de gândurile alea de lipsă de speranță pe care le-am avut. Au fost luni în șir în care m-am luptat cu gândul ăsta de a-mi lua viața. Pe bune, deci așa, da, sincer, așa da, de tare. Da, da, din nefericire am și ajuns să am o tentativă în sensul ăsta. Deci apreciez foarte mult că ești așa, te deschisă și te faci vulnerabilă și eu sunt convins 100% că sunt tineri și tinerii care ne ascultă și se confruntă cu lucrurile astea. Și înainte de a spune ce vreau să mai spui, te-aș întreba o chestie. Ce ai încurajat tu pe cineva care trece prin depresie? Care ar fi soluția ca să scape de acolo? Mă gândesc că astea sunt simptomele, ce ai zis. Deci lipsă de speranță, afecțiuni fizice, o chestie care apasă pe tine, durere și care duce la moarte, la dorința de suicid. Nu toate cazurile de depresie. Nu, eu vorbesc de cazul tău, nu vorbesc general. Da. Acum, trecând ulterior prin modulul de psihiatrie din facultate și autodiagnosticându-mă, practic, să zic eu, m-aș fi pretat la ceea ce mulți psihiatri ar spune ca un caz care trebuie tratat medicamentos. Dar a fost așa o soi de încăpățânare pe care am avut-o în inima mea, că am zis că ok, asta nu-i, și chiar sper ca cei care ne ascultă să nu ia ceea ce spun într-un mod nepotrivit. Sigur că medicația în sfera psihiatrică are rolul ei și ajută de multe ori. Doar că eu știam că lucrurile cu care eu mă confrunt nu își au rezolvarea în medicamente, ci pur și simplu își au rezolvarea în Dumnezeu. Cred că erau de natură spirituală, așa-i? Cred lucrul ăsta cu tărie. Da, da, da. Pentru că, bine, au fost și circumstanțe în viața mea care o dus la afundarea
tot mai mult în depresie. Scuze-mă, de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că văd vedete de la Hollywood sau din România care, de exemplu, și-au viața, deși au urmat tratament medicamentos, dacă, tot, repet, medicamentele sunt bune. Deci nu, dar dacă medicamentele ar fi singura sursă, atunci de ce totuși oamenii se sinucid? Și vorbim de oameni care au acces la fel de fel de doctori, fel de fel de medici. Deci pentru tine tu ai recunoscut că problema a fost din natură spirituală. Și ce ai făcut mai... Eu în perioada aceea îl căutam foarte mult pe Domnul. Mă rugam foarte mult. Erau ore în șir în care steam în rugăciune pe parcursul unei zile. Simte că aș zis, vreau să mă doară genunchii de cât de mult steam pe genunchi atunci. Citeam foarte mult din Biblie pentru că îmi dădeam seama că acolo e scăparea mea, nu cititul din Biblie per se, ci ca să cunoști pe Dumnezeu din... pe care îl regăsesc acolo în paginile Scripturii. El poate să-mi dea vindecarea, el poate să-mi dea eliberare, el poate să practic să mă scape de lucrurile astea prin care trec. Pentru că îmi dădeam seama că nu așa ar trebui să fie viața, deși la un moment dat cumva ajunsesem să capitulez. Mă gândeam că ok, nu o să mai ies de aici, revin vreodată la cum am fost înainte și nu o să mai știu să mă bucur. Pentru că timp de 2 ani de zile am trecut prin toată povestea asta, timp în care m-am luptat și cu anorexie, timp în care, după cum ziceam, performanțele mele universitare au scăzut, deși am fost cea mai mare parte din facultate am fost la buget, pentru că aveam note bune care îmi permiteau. Ești deșteaptă, vorba aia. Da. Slavă Domnului, pentru că numai El m-a ajutat în toate lucrurile bune pe care le-am făcut. Dar în perioada aia am ajuns pic examene în prima sesiune, adică la prima prezentare, tocmai pentru că lipseam foarte mult de la facultate, nu reușeam să învăț pentru că eram preocupată foarte mult cu tot felul de gânduri și practic lipsa asta de speranță îmi lua bucuria de a trăi, îmi lua toată capacitatea de a mă concentra pe ceea ce trebuie să fac, plus că îți spuneam și de circumstanțele legate de relația respectivă care și ele au contribuit la astea și practic am... Anii aceia în care am suferit toate lucrurile astea și anii în care o trebuie să plătesc pentru facultate. Dar Domnul a fost așa de bun că s-a îngrijit ca părinții mei care... Noi suntem o familie modestă, nu am fost niciodată o familie foarte avută. S-a îngrijit Dumnezeu ca să poată să aibă banii care să pot să-mi continui facultatea, pentru că se punea inclusiv problema la un moment dat să renunț la facultate. Wow! Mm. Cred că într-o oarecare măsură și eu îmi doream lucrul ăsta, deși până atunci întotdeauna mi-am dorit să fiu medic. Era parte din identitatea mea. Pe toată viața ta, da, da, da. Adică cumva îmi construisem viața pe gândul ăsta, că nu mă vedeam altfel decât fiind medic. Și eu cred că, într-un fel, Dumnezeu a îngăduit lucrurile astea și ca să-mi desprindă inima de tot ceea ce înseamnă facultatea de medicină și de... sentimentul pe care ți-l dă a face genul ăsta de facultate și te gândul ăsta că o să fiu medic. Cumva, identitatea mea să nu fie acolo, ci identitatea mea să fie legată de el. Foarte și fain. De tot ceea ce înseamnă el. Deși ți-am zis că mă luptam constant cu gândul ăsta de a-mi lua viața, îmi era frică de Dumnezeu. Auzi, dacă poți descrie, dacă chestii, dacă intru prea în detalii, nu vreau să așa, dar m-ai făcut curios. Cum ai încercat să ții viața? Dacă poți să spui. E foarte greu să vreau să zic asta. Ok, bun. Dar ce te-a oprit atunci, în momentul în care ai vrut să ții viața? Care a fost gândul care zice, bă, totuși... De ce întreb asta? Sunt oameni care, de exemplu, și-au viața. Nu mai au nimica. Deci nu... O să cineva spunea că nu mi-am luat viața pentru că mi-era milă de cățelul meu. Asta a fost un motiv, dar e stupid, dar care a fost în inima ta gândul, băi, eu nu trebuie să-mi iau viața? Asta m-a oprit de multe ori de a ajunge în punctul ăla, doar că din nefericire în punctul în care chiar am ajuns să fac asta, atunci nu m-am mai oprit. Eram într-un... atâta de deznădăjduită, atâta de...
atât de tristă și pur și simplu nu mai puteam să mai suport toate lucrurile astea prin care treceam, încât după cearta respectivă am zis că gata, nu mai are niciun sens. Și practic eu am mers mai departe să încerc să îmi iau viața și în așa fel încât chiar am ajuns să fiu inconștientă, nu știu, pentru, n-aș ști să zic cât timp. Eu aș zice că au fost de ordinul secundelor, dar știu că e pentru prima dată în viață când chiar am văzut totul negru și pur și simplu s-a rupt filmul. Și am fost salvată, de asta nu au mers lucrurile mai departe, pentru că dacă n-ar fi fost mila Domnului și îndurarea lui față de mine și persoana care să mă ridice de acolo, nu am fi stat astăzi să vorbim. Tu dai seama ce iubită ești de Domnul? Sunt oameni care, de exemplu, sunt în stadiul ăla și mor numai... Mi-am dat seama de multe ori și am tot retrăit momentul ăsta și mi-am dat seama că Dumnezeu chiar trebuie să aibă un plan cu mine, în așa fel încât nu m-a lăsat atunci să fie capătul vieții mele. Ai revenit după negrul, ai revenit la viață. Da. Ce s-a schimbat mai departe? Păi, aș putea să zic că a fost o chestie dramatică, pentru că eu eram practic aceeași dinainte. Pur și simplu eram foarte speriată de faptul că chiar s-a întâmplat asta, chiar am fost inconștientă, chiar am fost la un pas de a pierde viața și n-aș zice că au schimbat foarte multe lucruri, pentru că eu eram atât de preocupată și atât de lipsită de speranță în același timp, pentru că încât nu vedeam neapărat mai mult de ziua, mai dincolo de ziua de mâine. Și am continuat ca, deși majoritatea oamenilor zice, ok, adică e experiență care îți schimbă viața, dar eu cred că eram atât de obișnuită cu gândul ăsta că oricum nu mai am nicio șansă și oricum o să mor și tot am avut constant gândul ăsta în minte că ok, ia-ți viața, că ce rost mai are să mai trăiești, încât chiar nu mi s-a părut atunci că e ceva... Consideram eu că lucrurile prin care treceam în viață sunt mult mai grele ca din punct de vedere emoțional, încât să le acord mai multă atenție decât episodul respectiv. Și ce mă interesează acum, că asta timpul literalmente trece ca secundele și văd că ne apropiem de finalul primului episod. Deja? Da, deci trece foarte repede. Când m-am mai prins în poveste, te rog frumos să-mi spui ce te-a adus din nou la starea de bucurie, de fericire, ce s-a întâmplat în viața ta, de ai scăpat de depresie și... Îți spuneam că eu constant citeam Scriptura și îl căutam pe Dumnezeu și îl credeam pe cuvânt. Am ajuns în anii aceia să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă cunosc pe mine în același timp prin a-L cunoaște pe El. Cum probabil, și nu zic asta cu mândrie, ci zic asta dând slavă Domnului, probabil mai mult decât ar ajunge unii oameni într-o viață întreagă să-L cunoască pe Dumnezeu. Vedeam mâna Lui cu mine și vedeam că e acolo cu mine și că nu mă lasă. Practic, eu mergeam la Dumnezeu și îmi vărsam inima înaintea Lui. În perioada aia am învățat să mă rog. Foarte și am învățat să-i spun lui Dumnezeu toate lucrurile. Pentru că, asta ca o paranteză, eu nu prea vorbeam cu oamenii în perioada respectivă. Pentru că am și fost foarte rănită în multe contexte și nu aveam încredere în oameni atunci. Mm-hmm. Inclusiv cu părinții mei. Vorbeam mai mult de obligație. Pentru că îmi spuneau că dacă nu-i țin la curent cu ce se întâmplă cu mine, dacă nu-i sun în fiecare zi, o să vină și o să mă ia de la Cluj și gata, o să termină cu toate lucrurile. Și cumva, de frica asta, îi anunțam ce se întâmplă cu mine. Dar era mai mult din obligație, nu pentru că simțeam să vorbesc cu ei din nefericire și ei au trecut în perioada respectivă prin lucruri foarte grele din cauza ceea ce treceam eu, dragii de ei. Și pentru că eu nu vorbeam aproape cu nimeni și pur și simplu conversațiile pe care le aveam le limitam doar la cât să aflu unde am examene sau ce avem de învățat. Sau,
Îi spuneam domnului toate lucrurile, dar Deci două absolut lucruri până toate acum. lucrurile. Două lucruri până acum importante. Deci, odată citeai din Cuvântul lui Dumnezeu Așa. ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Și al doilea lucru, îți vărsa inima. Deci nu doar Da. spuneai o chestie, Doamne, îți mulțumesc pentru azi, la, Nu. ci pur și simplu îți deschidea inima, ok? Și ziceam domnului, domnule, acum mă simt așa, sau acum vine gândul ăsta, dar eu nu cred că gândul ăsta e bun. Deci vorbeam exact ca și cum aș vorbi cu cel mai bun prieten al meu și am simțit foarte puternic în perioada respectivă prezența lui Dumnezeu cu mine și am știut că realmente El mă ține și El îmi ține inima și El îmi ține, practic, El mă ține ca și om, că Da. altfel aveam impresia că o să mă dezintegrez. Deci a fost cititul din scriptură, rugăciunea, foarte mult timp din perioada aceea în care am fost în depresie, eu nu am putut să cânt, deși Da. cine m-a cunoscut până atunci și cine mă cunoaște și acum știe că pot să cânt toată ziua, fără probleme, dar a fost o perioadă în care nu am putut să cânt deloc, pentru că mă simțeam atât de murdară și atât de păcătoasă înaintea Domnului, că ziceam, dar cum să îmi permit eu să-mi deschid gura să cânt la adresa Domnului? Cum aș putea să-mi permit să fac lucrul ăsta? Și sigur că și din partea cealaltă veneau gânduri, dar cum adică să deschizi tu gura să cânti? Nu vezi cine ești, nu vezi toate gândurile astea cu care te confrunți. Și atunci, foarte mult timp m-am oprit din cântat, dar erau momente în care totuși reușeam să las deoparte lucrurile astea, chiar mai ales în perioade în care și posteam mult. Începeam să cânt înaintea Domnului și atunci știam că, practic, faptul că, virgulă, cântam, făcea ceva Dumnezeu se coboară în în mijlocul mijlocul laudelor. laudelor copiilor săi. Deci cred că este un punct foarte, foarte important. Și vreau să te întreb, că mai avem doar câteva minute, după ce ai început să cânti și asta, când a devenit, când a ajuns eliberarea aia completă de depresie? Eliberarea aia completă de depresie a fost în urma mărturisirii. Foarte important, da. Da, a fost în urma mărturisirii inclusiv a tuturor lucrurilor pe care mi le-a adus în minte Duhul Domnului că le-am făcut Ce fain. pe parcursul vieții. Deci orice lucru, bârfă, minciună, absolut toate lucrurile. A fost o perioadă în care Dumnezeu, practic, trebuie să dau context un pic mai larg. S-a întâmplat, eliberarea asta a mea s-a întâmplat în 1 ianuarie 2015. Wow, deci și data. A Ok. fost, pentru că din ziua aia sunt un cu totul alt om. De aia Ah, știu, ok, e bun. practic ziua în care am renăscut, în care am fost născută din nou. Acela a fost primul Crăciun, cel dinainte a fost primul Crăciun pe care l-am petrecut singură. Am ales să stau singură în locul unde steam în chirie, că nu voiam să mă duc la ei, chiar simțeam să stau singură și ai mei m-au lăsat în pace, a fost bine din punctul ăsta de vedere. Și ce am făcut în zilele respective, că din nou am stat în apropiere de Domnul, adică citind, rugându-mă, cântând. Și atunci Dumnezeu a început să dea la o parte din viața mea lucruri pe care încă le țineam și la care speram că o să se întâmple. Okay. Inclusiv a dori să mă împac cu persoana de care mă despărțisem anterior. Inclusiv lucrul ăsta. Și în momentul în care am lăsat lucrul respectiv din mână și l-am pus în mâna Domnului și am zis, Doamne, mie nu trebuie nimic altceva, pur și simplu îți dau inima mea așa cum e ea, ține-o mână ta, a Deci, cu ta alte cuvinte, e completă. ca Dumnezeu să te curățească și să-i elibereze de depresia respectivă, El începea să scoată lucruri din viața ta care te-ar fi Absolut, ținut înapoi. absolut. Care încă mă țineau acolo legată. Și lucrurile astea s-au întâmplat pe parcursul zilelor, cum treceau Crăciunul, zilele dintre Crăciun și Anul Nou, se întâmplau toate lucrurile astea în care Dumnezeu tot scotea la iveală din ce în ce mai mult. Îmi vorbea în zilele respective din cuvânt într-un mod extraordinar, adică îmi deschidea ochii să pricep niște lucruri pe care nu le-am priceput niciodată și pe care le-am auzit doar după ani de zile explicate de la amvon, deci nu mi le zisese nimeni până atunci, pur și simplu Dumnezeu mă făcea să pricep în viața mea și
practic, lăsând toate lucrurile astea în mâna lui Dumnezeu, citisem chiar în ziua aceea din capitolul acela 8 din Ioan. Ok. Dacă Dumnezeu vă face liber, veți fi cu adevărați. Exact. Și ăsta a sau fost unul din versetele versetul, preferate. Ăsta a fost versetul prin care eu stăteam înaintea Domnului și îi mărturiseam lucrurile și le rugam să mă ierte și am auzit dintr-o dată mă rog, în propriu zis, cumva am avut în mintea mea versetul ăsta, deci, dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Și ăla a fost momentul în care am simțit că s-a ridicat complet de pe mine toată povara aia pe care o simțisem ani de zile și toată tristețea aia pe care o simțeam o dispărut complet și în loc a venit o bucurie pe care nu pot să descriu în cuvinte. Deci bucuria aia nu era din mine, pentru că eu nu puteam să fabric așa ceva. Era o bucurie dumnezeiască care pur și simplu mi-a umplut inima și țin minte că stăteam în oglindă și mă uitam și îmi vedeam fața care era desfigurată de atâtea luni de zile de povara aia pe care o purtam cu mine și acum pur și simplu radia de o bucurie dumnezeiască, pentru că nu, din nou, repet, nu a fost de la mine, n-am produs eu bucuria, nu am încercat eu să rostesc afirmații care mai de care să, prin care da, să-mi da, da. ridic stima de sine. În niciun caz, nu se putea face așa ceva. Și realmente era în mintea și în inima mea un cântec continuu. Și în ziua aia știu că i-am sunat pe ei mei și le-am dat vestea asta și ai mei aproape că plângeau de bucurie, pentru că știau cum am fost în ultimele luni și știau toată greutatea asta prin care Și trecut. Agnes, că tu zici acum de cântec, aș dori să cântăm un cântec și în episodul următor vreau să ne spui ce s-a mai întâmplat mai departe cu bucuria asta și după aia să răspundem la niște întrebări. Dragi ascultători, telespectatori, vă mulțumesc foarte mult că ați stat până acum. Vă aștept și data viitoare la un nou podcast în care vom vedea ce a făcut bucuria asta în viața lui Agnes. Ne vedem data viitoare. Știu că viața adesea nu-i înțeleasă, clipe în care în durere simt că mă fug, când necazul puternic pe inimă apasă și mă simt copleșit prin pustii. Dar Tu, Doamne, ești a mea vindecare, din balsamul Tău tor peste rău. Mântuirea mea o aflu în Tine, a mea stâncă cel tare în furtun. Chiar dacă smochi ce rod va lipsi, eu mă voi bucura în Domnul meu, chiar de lipsa adesea mă va găsi și în dureri m-aș topi. Tu rămâi viața mea, stânca mea. Doamne, ia viața mea și condu-mă spre Tine, către locul în care să văd fața Ta. Mai vorbește-mi și acoperă-mi viața cu harul care a curs din belșug la calvar. Să Te ascult și acum să-mi fac adăpost, refugiu ceresc, căci Tu nu vei lăsa să-mi alunece pașii, doar în brațul Tău o tihnă găsesc. Oh, chiar dacă smochinul nu va flori, orice rod va lipsi,
cer.